Cu acestea fiind spuse, venim în fața voastră să vă spunem tot ce trebuie despre Weissbier. Despre Weissbier. Salutare, Craft Bros, și bine ați venit la un nou episod din Despre Bere. Un nou episod din Despre Bere? Îți vine să crezi? Da. Și de data asta, dacă data trecută sau dacă data viitoare am fi vorbit despre un stil de bere, acum vorbim despre altul. Pentru că asta ne-am propus. De fapt, acum ne-am propus să vă învățăm cât mai multe despre stilurile de bere tradiționale. Da, niște chestii de bază, adică nu intrăm în amănunte, pur și simplu cum să recunoașteți un anumit stil de bere. Ce ar trebui să fie în pahar, din ce e compusă, cum arată și ce gustare. Și cu acestea fiind spuse, venim în fața voastră să vă spunem tot ce trebuie despre Weissbier. Despre Weissbier, pentru că am fost data trecută în Cehia, acum mergem în Germania. Și nu în orice loc din Germania, ci în Bavaria. Bravo, Albert, cineva știe lucruri. Foarte bine. Da, într-adevăr, Weissbier este un stil de bere originat în Bavaria, undeva pe la 1500-ish. Pe acolo. Uniș aș băga. Are întrebare. Te rog. Are legătură cu Oktoberfest? Încă nu exista Oktoberfest atunci. Ideea este următoarea. Așa, informații de bază, berea asta are cel puțin 50% grâu. Majoritatea berilor se fac cu malz din orz. Weissbier are notele astea caracteristice pentru că se folosește grâu. Dar pe la 1500 a apărut legea purității berii. Și ce înseamnă? Că trebuia să fie virgină fiecare bere. Ceva de genul. De asemenea, doar că însemna că tu ai voie să folosești doar cele trei ingrediente. Pe vremea aia nu se știa despre drojdie, ce faci. Știa că există, dar nu se trata ca pe un ingredient. Așa că berea ta trebuia să aibă neapărat apă, malz de orz și hamei. Malz de orz pentru că brutarii sau cei care făceau pâine se plângeau că nu au suficient grâu din cauza berarilor. Deci s-a ajuns la un compromis. Avem nevoie să mâncăm sau să bem. Și aici era și dilema, e berea aliment sau nu? Asta se simte ca un aliment, dar în principiu berea asta a apărut din diverse motive, mai ales pentru că pentru că la vremea aia se foloseau tot felul de ingrediente. Puteți folosești orz, orez, porumb, tot felul de ierburi sau secară, de alte condimente și nu toate ieșeau bine. Șapte semințe, exact. Bavaria a zis, nu avem nevoie de un fel de mediu controlat. Și de acum încolo toate trebuie să fie făcute respectând legea. Malz din orz, respectând legea. Reinheitsgebot. Cum? Încerc să pronunț corect. Reinheitsgebot. Bun. Așa. Regalitatea de la vremea aceea totuși avea o berărie care face bere cu grâu. De care le plăcea lor și au zis, ok, voi sunteți excepția. Fuck the poor, exact. Voi sunteți excepția. Nu mai știu numele pentru că nu e ceva faimos sau care a dăinuit în timp, nu a rezistat până în zilele noastre. Dar stilul ăsta de bere a rămas în viață din cauza asta. Sau datorită acestui mic favoritism. Uite, vezi, nu întotdeauna e rău să existe favoritism. Să te placă regele, da, exact. Cu timpul a cam ieșit de la modă, dar pentru că s-a băgat undeva pe la 1800 pe fir Schneider, care fac în zilele noastre Schneiderweiss, poate ați auzit de ei, fac unele dintre cele mai bune Weissbier. Din lume? Din lume, din prezent. Berea asta era să dispară, după aia a rămas în viață, dar cumva nu mai era populară, dar acum este populară din nou și într-adevăr este asociată cu Oktoberfest și cu Germania. Este un stil de bere tradițional nemțesc și noi o să bem. Noi o să bem Paulaner pentru că este din München, adică din Bavaria. Bun, la nivel internațional noi am ales două beri. Pe tradițional am ales Paulaner și Edelweiss, le găsiți în foarte, foarte multe supermarketuri, de aia le-am menționat aici pentru că sunt ușor de obținut.
La nivel de craft românesc am ales ce-ar fi să din Iași. Un Weissbier. Un Weissbier și din Germania, de la End Union. Ei fac foarte multe denumite după zilele săptămânii. Wednesday, which is actually today. Wednesday. Care, da, în momentul în care filmăm chiar este miercuri. Bravo. Bem un Paulaner? I opened the Paulaner. Dacă urmăriți canalul, noi am băut pentru prima oară pe cameră de la Carol. Un Weissbier. Atunci am descris un pic stilul. Uh-huh. O să vedeți că e un pic mai tulbure. Da. Față de Pils, de exemplu. Este mult mai aproape de cum ar fi arătat o bere la 1500. Un sau... ale din ăla tulbure. Exact, pentru că bravo, Weissbier, deși este un stil de bere tradițional nemțesc, este un ale. Ei sunt faimoși pentru lagăruri, dar uite că Albert totuși a păstrat un pic mai mult în sticlă, dar oare este cu un motiv? Motivul este... Așa. Drojdia. Așa, bravo, exact. Pentru că la acest tip de bere sunt niște depuneri de drojdie la fundul sticlei și e indicat ca în momentul în care turnăm într-un pahar să lăsăm acel 10%, să-l omogenizăm foarte bine cu berea de acolo și o să vedeți acum culoarea că este mult mai tulbure. E ca și cum ar avea acea pulpă. Acea pulpă, exact. Și ajută foarte mult gustul dintr-un Weissbier. De altfel, termenul complet se numește Hefeweizen. Hefe înseamnă drojdie, okay. Weizen înseamnă alb, pentru că na, așa se consideră berea cu grâu, se consideră bere albă. Scuze, grâu. Asta vreau să zic. Nu, Weiss înseamnă alb. Ah, okay. Da, dar într-adevăr este alb din cauza grâului. Ok. Și ai o bere frumoasă, corpulentă. Note de banane și cuișoare, ușor condimentată, foarte fructată în miros. Se plimbă frumos în pahar. Se simte mirosul de drojdie, da, foarte bine. Drojdie de grâu, de hambar. Atunci a apărut pentru prima oară Atestați documentar The Yeastie Boys. Oh, și ce gust. Bine, Paulaner face oricum Weissbier tradițional perfect. Dacă sunteți în dubii vreodată, nu știți ce Weiss să luați pentru prima oară, da. Paulaner is the way. Și mi se pare că stilul ăsta de bere este egal cu pâine lichidă. Înțelegi ce înseamnă pâine lichidă atunci când bei stilul. Da, simt un pic gust de toast. Un pic. Ar trebui malțul să-ți comunice genul ăsta de arome. Interesant. Da, foarte interesant. Mai ales dacă se întâmplă Oktoberfest, este un stil perfect. Și dacă cumva ne-ați urmărit, puteți să mergeți la Die Deutsche Kneipe și să gustați acolo niște beri bavareze. Da. Cum nu mai găsiți în altă parte, da, în București, cred că, și în toată țara, de fapt. În București, sigur, nu știu în restul țării cum e, dar da. Vă recomandăm. Bun, exact. Mai avem ceva de transmis oamenilor despre acest minunat de bere? Eu cred că am înțeles ce era de înțeles. Perfect. Păi noi o să ne distrăm în continuare cu berile astea. Bun. Și vă durăm Vă durăm? Da. Nici o zi. Fără o bere bună. Prost? Prost.